noi avem oportunitatea de a fi astăzi alături de voi, cei mici, de a vă susține, de a vă lua interviuri și pe tot parcursul probelor noi vom fi alături de voi și vom lua interviuri, așa că fiți pregătiți! Le mulțumim Oanei și lui Bogdan, cu ei vă veți întâlni pe tot parcursul zilei de astăzi, iar noi pictură și desen, jocuri, popice navete cu cuburi, basket la coșul reglabil, slalom printre jaloane și fotbalul. Mult, mult succes! De la ora 15 va începe și programul artistic aici pe scenă. Mult succes tuturora! Thank you.
Haideți să vedem cum este la fotbal. Cum e capul nou? Ai câștigat sau a pierdut? Sunt timpului, de la pe care vin, lucrează cu ei. Avem aici de față pe o doamnă educatoare foarte drăguță și după cum o văd foarte implicată. Cum te pare? Foarte bine organizat și cred că e ceva foarte plăcut pentru copii. Câți copii n-ați ați adus astăzi aici la copioada noastră? Nu știu exact numărul lor. Important e că sunt prezenți. Nu știu numărul. Ați mai fost cu copilași alături de noi? Așa, da, îi mulțumesc mult domnului care este alături de mine. Da. Avem și aici o doamnă pe care... Sigur, această doamnă am văzut-o de dimineață, undeva pe la ora 11. Da, în primul rând este vorba de niște resurse financiare, pentru că fiecare copil primește cadou. Este vorba de tricouri, șepcuțe, medale și diplome pe care le primesc în mod egal și nediscriminatoriu toți participanții, pentru că noi considerăm toți cei care vin aici sunt câștigători. Pe de altă parte, e vorba de resurse umane, pentru că e un eveniment cu 300 de copii. Este copii care sunt speciali în felul lor și care e nevoie de un număr mare de voluntari ca totul să meargă bine.